Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din The Chant. Ultima dată când ne-am întâlnit, oameni buni, ei bine, eram prinși cu laserele astea peste tot și încercam să ajungem într-un punct sau altul, dar văd că jocul m-a dat relativ destul de în spate, așa că va trebui să recuperăm puțin din semi-progresul pe care noi l-am avut. Așa că o să băgăm puțin din consumabile astea pe care tot le avem, ca să putem să ne refacem și mintea, pentru că mintea noastră este absolut vraiște după stat în zona verde. Mergem să rezolvăm situația asta și cred că nu mai avem nici foarte mult din jocul ăsta dacă stau să mă gândesc așa. Adică practic n-ar trebui să mai fie chiar foarte mult din el. Mamă, dar țipă tot la 2 tonă. Ideea e că trebuie să o luăm parcă pe un drum undeva pe aici. Nu mai țin minte. A, aici trebuie să ne fi dus noi până am fost inițial și să vedem dacă pe aici trebuie să rezolvăm noi sau să găsim vreun alt drum, pentru că noi când am trecut pe aici am trecut super rapid, că ne-au amenințat urâții ăștia de aici la bătaie. Da, mă, uite că pare a fi un drum pe acolo. Mă, sincer, ia stai așa. Nu cred că trebuie să mă bag cu ei, nu? A, nu, frate, mă, lejer, ce stăm, mă, stăm să ne chinuim cu toate prostiile astea. E... Doamne, deci dacă mă gândeam din start la treaba asta, ce bine era, băi, leu... Băi, leu, ce prost ăsta, da, nu mai contează. Hai că de acum a rezolvat situația. Acum trebuie să facem drumul înapoi, aia e cam... Ăsta e cam singurul dezavantaj în toată nebunia asta. Asta e că trebuie iar să rad cu laserul de pe aici tot ce-i de luat. Poate mai bine, adică de obicei nu prea pune două episoade într-o serie care nu prea merge într-o singură zi, dar vreau să cam și terminăm de acum, ca să eliberăm locul pentru God of War mâine. Să nu ziceți după aia că îs nașpet și pun alte jocuri cu God of War. Bine, probabil să mai punem și altceva, că pana mea. Mai trebuie să diversificăm mâncarea pentru cei care probabil nu sunt interesați de God of War. Hai să rașchetăm totul pe aici. Rașchetăm, mamă, da. Le ia ceva să duduie. Ok, și acum putem să ne întoarcem acolo și să ne ducem la... la ce avem noi de rezolvat. Da, trebuie să facem chestia asta rapid. După aia cred că suntem gucerunii și cu locul ăsta. Uite că vă că vin băieții mei. Valea, bă, de aici. Da, sincer, nu pot să trec. Mamă, îmi dă ăsta un flurry de atacuri, ești nebun? Mamă, ce pun în cap, îmi dă. Bă, urâtule. Mă, dar nici nu pot să trec de el. Bro. Mamă, mai dă tempana mea de la atac. Stai că iar la pucă. Aolo. Mamă, dar ești Nessie. Mamă, mi-a dat asta bătaie pe... când n-am mâncat fata asta toată viața, uite și pe ăla acolo. Scuză-mă, dar... Aoleu. Hai că nu vreau să stau să mă bag cu ăla. Hai, dai. Dai. Gata. Saved. Ok, și acum trebuie să urcăm acolo și merge situația aia. Mă, că n-aș facă, suntem destul de low HP, dacă ne rupe o leacă. Bine, aș putea să fac chestia aia altă, în sensul să-mi iau cealaltă abilitate și să opresc timpul. Asta ar putea să ajute destul de tare, un stasis de ăsta ar fi drăguț. Să se lovesc mai mult. Ok, aici e acum. Că ne lasă. Perfect. Dar nu e aici, nu e jos. De jos de acolo trebuie să împingem noi către treaba asta la altă. Na, stai așa. Păi, dar ce crezi tu? Door is locked. Ce, mă? Păi și stai, frate, eu știu cum ajungem. Hold the fuck up. E pe aici vreo opțiune să te arunci? Nu zic că e vreo chestie pe acolo și trebuie să-i făcut eu altceva, că... S-ar putea să... Da. Mm.
Ok, hai că mă uit puțin prin zonă, trebuie să fie probabil ceva. Dacă nu, cred că iar trebuie să mă întorc pe acolo și să mă bag cu ea până la urmă, că n-am de ales. Că n-am pe unde. Ușa e blocată și da, ai ideea, că ușa e blocată și da. Ai, dă mine și dă mine și dă mine și dă mine și dă mine. Ai, dă, dă. Hai că facem și asta. Dar nu facem noi mizeriile astea, băiți. Sau e pe aici ceva, oare? Mă îndoiesc. Door is locked, exact. Adică nu e... Nu e nici acolo ceva. Nici pe partea aia nu era ceva. Dar ar trebui să fie, stai așa. Oare dacă mă duc pe sus? Hold up, hold up, hold up. Trebuie să fie, mă, ceva, n-are cum. Child, you don't get to decide what's good for him. Atât. A, mă, și de aici nu poți să te arunci și vorbești serios? Bro. Da, uite că pe acolo ar trebui, da, încerc să văd, da, e vreun drum pe acolo, acum am văzut. Just sleeping, right? Am uitat acum, e un drum pe partea alaltă, n-am ce să-i fac decât să mă duc acolo, că, na. Faaai, și trebuie să mă bat iar cu carcala aceea, bă, nu-i ok. Nu-i ok, bro. Ok, nimic acela. Nu responează și mie o chestie de aia de healing, zic și eu așa, întreb pentru prieteni, nu de alta, dar... Mi-ar ca întrebui, că m-a rupt băieții acolo și fii atent că mă duc chiar să mă întâlnesc cu ei, hai. Dă-mi parte, în parte, băieți. A, e, până la urmă tot trebuie să ne batem, că vrem, nu vrem, că nu știu ce, nu mai contează. Vino cu acea, dăm rupere aici. Hai, să Waldo. Mama, da, uneori mi se pare că nu dau dodge, știi? Ok, gata, l-am mâncat pe ăsta. Mai e la buguit aici? Hai încă aici. Da, frate, stai tu liniștit acolo. A, uite, mamă, era o... You might be a doctor, but I know those companies are influencing. Gata, uite, că n-am și mâncare să de să ne vindecăm. Știi, mama e de ușă. Gata, că am deblocat-o și pasta. Da, poate fi uneori prea puțin intuitivă treaba asta. Repede. Eu. A, e ăsta aici. Vai să văd dacă au intrat ăla după mine. Ok, am curățat zona, ar trebui să dispară și creatura aia, mă gândesc. Ok, hai că citeam ceva prin bucata aia de carne, cu siguranță se citea ceva, boys. Ok, acolo nici n-ar rost să ne mai ducem, sincer să fiu. Aici să rezolvăm ăsta și să-l dăm jos. Și de aici ieșim direct la ăla și antrena distracție. Gata, mă. Mai zi ceva, bă, băiatule. Ai ce să mai zice, aia e treaba. Șpaf. Easy does it. Alol, și toate astea fă o formată treabă. Wow. A evoluat. S-a morbuit. Ea e următorul vilă din Morbius. Oh, Jesus. Jess.
Jazz. Come to us. Save us here too. See? That's not your child. It is. I'll do anything to be with him. Oh shit, boss fight. Hi, Maya. Trebuie să o arunc în ceva? Prea pare că trebuie să o dai în ceva. Maybe the reflectors will do something. Ah, use reflectors, ok. Și ce mă, vrea să dau cu raza în ea? Ce muzică e asta? Stai, cred că trebuie să umfie încă o după ea. Mamă, dar de ce frame-urile se duc la găleată? Oh! Știa un s-a dus, bă, doamne. Trust me, Jess. I'm trying to help you. Flee the encroaching crystalline grow. Mama, e o leacă scaf rău de tot jocul ăsta, nu glumă. Man, dar mă lovești când sunt pe jos. I use undamaged reflector. You won't feel bad anymore. I promise you. Hold up. Hai, trimite urătănile. Stai mă, că încerc să nimerez toate orătănile astea, așa, gata. A, și ultima acum. Dai, frate, nici n-am văzut când a venit. A, trebuie să dai dodge în afară. Bro! Shit.
Gata, s-a dus. Doamnește. My child. Where are you? There you are. Come here, my love. Ew. Nothing can tear us apart now. Ah. I-a mâncat inima. You're going to drown here too. What the fuck? Ce se petrece, doctore? Acum mă întreb dacă putem intra în alte zone mai ușor. Ok, întoarcem la Hannah. Bro, trebuie să faci într-o tot drumul înapoi acum. Bă. Bă. A, voiam să verific dacă am hard. Actually, stai așa, trebuie să verific o treabă. Înainte de toate. Am doar un singur de ăla. Am crezut că am mai mult suculeț de ăla și să mă upgradez mai tare sau ceva, dar nu, aveam numai una singură. Fai, am zis eu când am venit aici inițial că e o treabă. Prism ability. Băi, și geodomul e tot în direcția asta. Ok, avem abilitate nouă. And we're together. Cred, ce știe să facă, dou? Au, pe bune, nu mi-a dat niciun amic. Eu mi-a propozit că-s dezamăgit, dar... Mă așteptam. Mă arunce vreo mizerie ceva după mine, știi? Să mă scuipe cu vreun lucru sau cine știe ce nebunie genul ăsta. Păi au cam murit toți, nu prea mai e nimeni. Decât mai e Isus ăla și... A, mai e Hannah, ce drept. Când Achim e prăjită și Isus ăla. Deci, cam atât. Asta dacă nu cumva să sărim peste ei și deja trece la epilog. Dacă bine, nu m-ar deranja atât de tare, sincer să fiu. Nu e ca și cum mor după jocul ăsta să ține mai mult. A, nu zic neapărat că e rău sau ce, dar e scaftul ăla. Dar e semi-interesant, de-aia cumva am și continuat cu el. Ok, deci portocaliu e altă schemă, Joe, domul e acel și așa, acum putem intra lejer. A, nu pot să iei pe aici. Ok, blocat acolo. Aici unde am bătut cu Kim. Dar ce drum dubios a trebuit să luăm. Cel mai dubios drum de până acum, fără mișto. Like, what the fuck. Dar cred că sunt relativ aproape de geodom, nu? Din ce țin eu minte. Parcă. Chiar nu mai reușesc să-mi amintesc dacă eram relativ aproape sau nu. Mamă, dar se face beznă în chestia asta, abia mai vești. Eva. Vine muștele. Bro, unde ne ducem? Hai că vine fata cu muște, bro, lasă-mă. Oleu. Oleu. Jesus. Ia. Yeah. Oh, inventory full.
Oh, că încă mai avem necraftat ăsta, aparent. Tu, dar ai un borcan de pipi. Noi folosim borcane de pipi în jocul ăsta. Dacă ați mai pomenit așa ceva. Vere, ce-i acile? Mă gând să crească alea că creierașul că s-a îmbat, s-a dus la vale. A luat-o alea că parătură. Bă, băiatul. Mamă. Stai. Doamne, cum e stabilitatea asta, bro. A, dar se duce la... Dă pe un neamic în altul. Bro, dar e OP asta, frate. Asta face luptele multiple să fie super easy. Și costă mai puțin decât costă amărăciunea aia de țepi în jurul meu. Oh, hai că am ajuns. Undeva. Bă, dar ce bezne, bă, dar să știți, mă uiți pe obiect, mă uiți la mine, se vede super întunecat pe ambele surse. Nu e ca și cum voi vedea aici ceva mai bine. Mă, că am ieșit bine. Ia să vede, ce vești ne mai aduci? A, deci Kim e singura care trăiește. Thank God you're back. How's Kim? No change. Where's Maya? She's gone. Oh God. First Sunny, then Maya. Yep. Murim cu toții. We're gonna die too, aren't we? No. Exact. We are going to do whatever it takes to stay alive. You talk to Tyler? Can we do the ritual? Tyler's being so... Random achievement. He said his prism can be used to control the gloom. He said we have to use Monroe's mask, but what is that? And what do we do? He won't say, he just yells. I'll talk to him. Are you sure? You have to be careful how you approach him. Oh, el e ultimul, înseamnă. He's very sensitive. Sau ea e ultima. Oani 7. Are you really going to talk to Tyler? Yeah. We need the red prism, right? What other choice do we have? We do. But Tyler, he's been acting so out of character recently. Deci, el trebuie rezolvat. I meant to ask you, are you and Tyler, you know, together? It's complicated, but basically, yes. He's really helped me grow as a person, though I never thought it would end up like this. Yeah, no kidding. But we'll get through it. Yo, Tyler. Tyler, we need to talk. Can't you see I'm trying to think? What do you want? Tyler, we need to recover your grandfather's mask. It's the only way to save Kim. Hannah, what did you tell her about my family? I told you never to speak of them. Hannah, why are you letting Jess run rampant like this? You're right. She's just a bit stressed. Don't worry about it. It's just been so crazy recently. Jess, see if you can find the prism. Ok. Stealth? Hey, where did Jess disappear to? Jess? She's actually trying to help. Her friend almost died. You were saying there's a lot of pressure on you. It must be really rough. Yeah, it is. It wasn't supposed to turn out like this. I'm sure you'll figure something out. You always do. Do you think Jess killed Sunny and Maya? She's trying to undermine me? Is that what's going on? Tyler,
please stop blaming Jess. She's the only one brave enough to do anything about this. Jess actually listens to me. She risked her life at the lighthouse. Really? Get out of here. That's good. Maybe I misjudged her. She just needs your guidance, Tyler. We all do. Yeah, that's right. You both need to listen better. Tyler, those creatures we've been seeing, and the people with the masks, why aren't you afraid of them? Hi! What are you doing here? Where did you come from? Tyler, I'll be back soon. I promise. Jess, we should get going. Come with me. Where are you going? Did you get the prism? Yeah, I have it. He's gonna be pissed. What now? We have to get the mask. It's at the old commune. The old commune? What's that? There used to be another group here. In the 70s. They lived in a commune. Jesus. You know Tyler kept notes on everyone? Did the notes say anything about me? Yeah, doormat. So, what is the story with you and Tyler? I was coming out of a messy breakup. Like, really ugly. He helped me pick up the pieces. At first, he was just a teacher, but then we just kind of clicked. He made me feel whole again. I just have no idea. What? Is my prism doing this? Jess, I can't leave. Is there another way? It's called the Spirit Trail. Tyler said he came up this way to get the mask, but some creature drove him back. Just listen on your radio. I'll let you know when I get there. Red Prism? No. Sto trebuie. Se sa luam Spirit Trail-u. Hai bă, urâtule! Easy, bro. Asta e cea mai pe putere. Gata. Hai de o trei bucăți de astea, s-a terminat. Stai că nu mai am... Mai aveam unelte. Bine, stai așa un pic că mai am de vreun upgrade de pe aici. 5 pentru defensivă. Asta. Băgat în HP. Nu, da, iconița asta de HP și toată aia parcă le-am mai văzut într-un alt joc. Nu știu exact care, dar am mai văzut. All the signs of the Spirit Trail, dreapta. Hey Jess, you there? Yeah, what's up? I've just been thinking about Tyler and me. Do you think Tyler was just using me? That he never cared about me? I think Tyler's been using everybody. I can't say how much he cared, but you've definitely been very convenient for him. Yeah, that's what I think too. Thanks. Listening to you. Are egoistul. Are ego cât casa. This is real. It's really real. Yep. All right, Hannah. I'm here. Egomaniac. Be careful. Might be extra thick there. Why is there so much static? Oh, shit. I shouldn't leave Hannah. Oh, shit. Bro, setup-ul e bun, dar au făcut. Yeah, setup-ul e destul de hardcore. Boss fight. Ah, fuck, și n-am foarte mult mental. Ce mai e și ăsta, bă? Oh, trebuie să-l fac să trag încolo. Da. A creatură. Ce bucăți mi-a dat să-mi trag palme dacă nu. Mamă. Bun, și păi că cu asta ce facem? Stai, deci eu am venit aici și n-am luat absolut nimic folositor. Bă.
Bă! A, stai mă, că e altă ieșire. A, mai e o ieșire, gata, mă, doamne. Mă uitam pe secundă, eram ce în pana mea. Ok, nimic pe aici. Oh, e ăsta. Bestiary unlocked. Ce am spune că va trebui să citesc chestia aia. Bro, dar ne-a dat așa repede două abilități instant. Asta verde și aia roșie, ce înseamnă că ultima e mob, o să primi imediat acum și se termină jocul. Ok, mov-o acolo. Oh my god, trăiești! Hannah, we made it. I'm glad you're okay. Jess, I feel so stuck with Tyler. What should I do? Convince. You're asking me, but I think you already know the answer. Yeah, exact. You're right. You ready to go find the mask? Yeah, I'm ready. So we got Tyler's prism. And we're getting the mask. And you think we can help Kim that way? Yeah, I'm pretty sure it's the prismic energy that has her in that state. With the mask, I think I can rechannel that energy. If you'd said that a few days ago, I'd say you were insane. Hmm. This is it. What the fuck? Holy fuck. It's massive. Look at those buildings. You see the large dome over there? That's huge, dude. The way down's over here. Huge. Păi cum e, adică e pe acolo? Nu e pe aici? A, nu e. Are dreptate, nu e pe acolo. This used to be some sort of greenhouse. What did they grow? I think food mostly. Pretty sure they grew psychedelics too. Different kinds. Tyler used to come here to harvest them once in a while. Ah. Boba. De aici se face boba, băieți. Pe scurt, asta a avut să ne zică. Inventory full. Asta e una dintre chestiile de aici. Sau? Stai că sunt multe plante de care am nevoie pe aici. Și parcă nu le-aș lăsa așa, știi? Adică e, ar fi indicat să le și luăm. Aia pare a fi totuși o plantă pe care n-am întâlnit-o. Sage plant. A, sage plant e baza pentru mai multe arme. Ok. Cred că mai e aici ceva. Prost. Ok, și ce? Nu-mi place să explorez când mă obligă jocul să merg super încet, dar stai așa că sunt plante și aici. Sunt foarte multe chiar. Crazy how fast the plants have grown since the ritual. What do we do now? Look around to see if you can find anything useful. I'll check around here. Stai ușor. Ah, finally, mă lasă și pe mine să merg repede, tu-i mama, ai de treabă. Ok, ok. Hey, Hannah? There's no way through here either, but I found a key. Great, grab it. I think I might have found a way to remove the plants. I'm still at the same spot. Ok, altceva? Au cristale. Da, nu prea am de chestii de care să am nevoie. Nici consumabil. Ba, uite că ăsta e consumabil. Ce altă treabă nu era un consumabil? What did you find out? Those glowing plants. They grow back as soon as you cut them. But you see the irrigation system right behind me? I think pouring the right mixture in will kill the plants. The right mixture? Well, do we know what it is? This note explains it, but I'm not sure I understand it. Can you take a look at it? This is pretty cryptic, but I do think I saw something like this once. Follow the recipe, create the plant dissolving solution. I'm glad it makes sense to you. I'll let you handle it. Oh my god, puzzle moment. Oh! Te uiți pe simboluri, vezi aici, da mă, gata.
Păi ne ocupăm de chestia asta data viitoare, boys. Dacă vă place acest video, știți foarte bine ce să-l uitați, lasă like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!